Eu mă mențin frumos, sănătos, cu alimentația potrivită. Atenție, am în bucătărie legume proaspete, am condimente, am ierburi aromatice, dar toate astea au nevoie de ceva ca să se transforme în ceva senzațional. Avem nevoie de șef Samuele Torielec. Bună dimineața, bine ai revenit. Ce faceți? Uite, suntem curioși cum o să faci tu magie în bucătărie din nou astăzi și ce condimente o să folosim, dar și ce ingrediente în general. Alors, astăzi vreți să faci ceva un pic mai de diet? Stai așa. De ce crezi că aș avea nevoie de dietă? Să fim un pic mai bine. Te-ai uitat cu atenție. Păi uite-te, eu sunt mai pufos decât tine. Nu. E un pufuleț. Nu aș permite să zic asta. Nu? Și atunci ce mâncăm de dietă? Eu vreau să fac un roset cu somon. Un ce? Somon. Le petit somon. Roset? Un roset. Recipe. Am uitat, am vorbit în francez. Așa. Nu, vrei să faci o rețetă cu somon. Rețetă, da, așa. Cu să somon. Traduir, că nu... Oui, așa. J'ai oublié, hein? Da. Donc, oui. Cu somon, da. Broccoli, ceapa, morcov, zucchini și ceapa verde. Ok. Și puțin ierburi, taron și, marar. Dar cu ce începem? Cu legume. Cu legumele. Din cosca asta, cum se zis astăzi, ce vrei să faci, le fac un pic mai întreg. Uite-te, aveam o bucățică frumos, asta, dar eu ce am făcut, uite-te, l-am tăiat în doi și ce vrei să faci, uite-te, să-l faci acum. Da. De ce? De ce? Aha, după, eu îl prăjesc aici și după se vede acolo frumos. La fel ca la televizor. Design. Am înțeles. Între timp, noi în aceste tigăi am pus și niște ulei, nu? Da, alu, am băgat ulei din cos. Eu ce vrei să faci? Uite. E ulei de măsline? Ulei de măsline. Uite. Okay. Și ce vrei să faci? Tăiam și morcov un pic așa. Cos și asta sunt foarte sănătos și tușu și ajut și la color. Dar e foarte bun din cos, un pic și dulci. Și uite, facem repede asta. Cum se face tăietura asta așa, în ștreh? Sau nu știu voilà. Cum se numește, dar arată bine. Și ce vrei să faci? Să punem în tigaie asta. Da. Opa, la, pardon. Mi-am dat seama și stai liniștit, e ok. Nu-i problemă. Uite, ce vrei să faci? Nu, gata. Am greșit odată. Nu-i problemă. Ce vrei să faci? La noi se zis cum se glase, cu glazură. Eu nu vrei să le gătești, cum se zis, cu apa, cu tot. Enfin, cu multă apă, vrei să fie gătit, cum se zis. Fondant, dar vrei să rămasă foarte mult gust de la morcov. Tu știu de ce? Din cost. Sunt foarte mulți oameni, când gătești morcov, asta, îl fierbi în apă, în 2 litri de apă. Dar imaginez că tot gust de la morcov se duce în 2 litri. Se diluează. Dar eu nu vreau. Dar am văzut că ai aruncat usturoiul necurățat. Așa. Alors, tu știu de ce? Din cost. Când faci asta cu usturoi, cu coaj, cu tot, e mult mai bun. Tu știu de ce? Din cost că usturoi, înăuntru, se gătește un fel de abur. Nu se prăjește. Nu are contact direct. Nu are contact direct. Și după, și e mult mai sănătos tu când mănânc. E foarte ușor de digest. Pentru digestie. Da. Da. Și după asta, după când te-ai gătit, scos de coaj, nu e ars, are gust de usturoi, dar nu așa de puternic, dacă trebuie să te duci cu la iubită. Nu deranjezi atât de mult? Nimeni. Nu strici relații sociale? Deloc. Foarte important de reținut. Da, și uite-te, facem asta puțin și... Nu sunt transpirat, așa port eu din când în când hârtie pe tâmple. Șef Samuele Torielec, pe lângă faptul că ești foarte impresionat de ce am săvârșit mai devreme în platou, pentru că mi-ai și zis... M-am speriat. Te-ai speriat de mașinăria, ce zace ești, de fapt. Mașină adevărat. În bucătărie cum mai stăm? A, uite-te, noi suntem perfect. Uite-te, morcov, ceapa, am băgat puțin apă, dacă vrei poți să băg și puțin vin. Dar dimineața vin mai puțin. Exact. Uite-te, și o linguriță de unt și puțin taron, dar dacă vrei, uite-te, gust, puțin zeama asta acolo. Da, cât timp eu gust zeama, să spunem celor care au deschis televizoarele, ce rețetă facem aici? Alors, noi, eu astăzi vreau să fac ceva ușor. Un somon, alors, la noi se zice gătit la unilateral. Ce e unilateral? Îl bag unde este pielea, l-am scos și îl prăjit la un față tot și după temperatură vin înăuntru. Ok. E un pic deci asta mai... la somon. Și da. Pe lângă ce pregătim? Uite-te, donc aici morcov, ceapa, ceva sănătos. Și eu am zis că am băgat puțin lichid, din cost că eu gust de la asta vrei să fii foarte concentrat de morcov. Este foarte da. Bun. Și pentru mine asta ce și este, la final, folosim zama de la morcov cu asta și fii sos de la pește. Tot natural. Între timp... Uite-te, și am făcut, t-am zis, uite-te brocoli. Da, l-am tăiat în doi.
Nu l-am fiert în apă, nimic, nimic. Îl gătești la foc ușor. În ulei de măsline, ai zis. Ulei de măsline. Am băgat puțin unt. Cozio, de unde vin în Franța, noi suntem cu unt și smântână. Frăgeze. Și ai pus și usturoi fără să-l cureți. Da. Alors, la noi se zis în camaș. În camaș. Da. Și în chemise. De ce? Din cauza că îl gătești asta, uite-te, ok, se prăjește puțin, dar înăuntru e un fel de abur. Tu știu? Donc, usturoi va să fie gătit fără gust de ars, because eu vreau gust de... Da, păi usturoi, dar coașa. Și mult mai sănătos și pentru digestie e perfect. Și am zis, dacă vrei să te pup cu soția cu asta, după niciun problem. Perfect. Vrem să ne apucăm și de somon. Când? Nu? Trebuie să terminăm cu legumele întâi? Eu când termin legume cu asta, ne bagam la somon. Cu asta, tușu, e aproape 7-8 minute. E foarte important să nu-l gătești mai mult. A, eu nu suport tușu. De ce? După cum se simți fibră. Trebuie să fie somon, se mănâncă, cum zice, un pic roze. Ok, îl gătim un pic mai mult, dacă tu știu, un pește uscat nu e așa de bun. Trebuie să fie suculent, cu zama, cu tot. Dacă îl gătim prea puțin? E un fel de tartar. E un fel de tartar? Da. Nu, dar trebuie să-l gătim adevărat. Numai perfect. Păi ne trebuie câteva și sfaturi și câteva secrete de la tine. Să nu mă scoateți de aici, pentru că tocmai a terminat șef Samuel Letorielec preparatul și ne-a așa poftă. Ce bine, minunoase! Să repetăm ce am făcut astăzi, șef Samuel. Alors, noi, ce am zis, primul. Noi am făcut somon gătit la uina laterală, ok? Pe o parte, de ce se vede aici? Uite-te, aici a devenit alb și asta nu l-am gătit. Stai că vine... La unii laterali, care uite desfacerea aici. Contractului uite-te, de muncă. Trebuie să te uit. Unde ne uităm mai exact? Aici. Se vede că aici pe parte nu a fost gătit. Da. Aici a fost prăjit, doar se vede aici când devin mai alb că peștei gătit. Tu știu, temperatura vine de jos pe sus. Dar de ce e bine să facem asta? Are și alt gust. Un pic mai crocant aici, pe mijloc pufos și aici un pic mai... Are mai mult textură. Nu mai așa uscat, nu? Da, eu nu suport uscat. Da, da, nici deloc. Mie nu-mi place uscat. Bun. Și uite-te, la început am gătit morcov, puțin apă, unt, ulei de musine și ustroi. Și uite-te. Și acum, eu n-am băgat nimic. A văzut cum sunt glazurat și gust. Mm-hmm. Asta și la gust va să fie. Și e puțin de diet. Nu e bine? Puțin cum? Tot a fost de dietă. După sport, da, ești mai bine? Cât, da, de, cât de frumoase era sunt apropo, legumele astea. Yeah, am înțeles. Vedeți? Măi băieți, vedeți legumele cât de frumoase sunt ele, da. Așa în tigaie. Cum... Și e natural. Natural. Sunt apetisante, deși eu n-am zis des asta despre legume, dar chiar sunt apetisante. Vezi? Așa este. Dar acolo e și ulei sau e numai apă? Nu, e ulei apa de cu măsline. Puțin unt. Puțin unt. Unt. Și tu știu că morcov... E și un pic de ulei de măsline. Da, și puțin, da. Nu zici tot secret. E și ulei de măsline. Și uite-te, din cauza că asta și morcov sunt un pic dulci, cu are zahăr natural, a văzut cum s-a glazuat și sunt foarte frumos. Perfect. Și aici alimentul broccoli, preferat uite-te, al băieților. L-am tăiat în doi. Asta e cu model. A văzut cum e frumos? Asta e cu model, model, atenție. Dar nu l-am fiert nimic, l-am gătit ușor. La foc mic? Adică da, un la foc mic. Tigaie? L-am prăjit, asta, cu puțin ulei de musline. Și după, cum se zice, am băgat ulei deasupra, stânga, dreapta, stânga, dreapta, atât. Aia, deci doar 15 minute. Da. A gauche, a droite, a gauche, a droite. Voilà, dessus, 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 dessus. Voilà. Bun, toată rețeta asta, șef Samuel Torielec, de la început și până la final, cât ne ia nouă neavizaților? Dacă vreți să-l faci liniștit, dacă asta cred că durează jumătate de oră, și dacă vrei să fii un pic mai repede, 20 de minute. Pe forță, 20 de minute. Dar e mai bine 30 de minute. Tot timpul, relax, cu timp, nu stresat. Nu se stresează nici somonul. Nu se stresează, tu, săracu. Nici nu mai eu. Dă din coadă. Exact, da, perfect. Hai să vedem cum arată un plating pentru această bunătate. Leni, tu mănânci pește, ai zis, nu? Da, mănânc. N-ai o problemă, nu ești certată cu somonul. Nu, păi m-am născut la Tulcea, n-am cum să nu mănânc pește. Aia, peștele era, era dimineața prânz seara, dimineața mâncam icre negre. Da, știu că poate e să mă, dar chiar aducea, unchiul meu aducea icre negre și mâncam. Ce viață! Și acum nu mai plac. Păi da, Manciuria e acolo, lângă Tulcea. Da, uite cât de frumos arată. La ce tunda te-a mințit? Ce e asta? Uite cum iese. Ustroi, uite-te. Și a fost protejat de arsură de coajă. Da. Că eu nu suport când ustroi e un pic prea prăjit. Asta este de la schem. Schimb de la ustroa. Nu știu voilà. Cât învățăm noi să gătim, dar clar, asta e ora de franceză pentru noi. Da, eu am vrut să întreb tot timpul un om care vine din Franța, de ce ziceți voi, de exemplu, la 98, ziceți 20, de 4 ori 20, plus 8. 10 și 8. 80, 18. Oui, 98. 98. Da.
cât de greu e să zici așa, de, e așa complicat, catră, v-am de zi, uite. Păi nu, mie mi se pare complicat și catră. Adică eu sunt mai simplu, mă rog. Hai să vedem ce, ce mai adăugat aici. Samuel. Aici am gata roșii sherry, da, cu mărar și puțin ulei de musinte, să fie un pic de salsa fresh la ultimul moment. Așa. Uite, înarmează-te cu furculiță, da, Lili. Da, chiar mă urmez. Și mai ținem puțin pe Chef Summer. Este o rețetă care mi-e place foarte mult și pot să mănânc seara dacă nu vreau să mănânc foarte mult. Hai să-i dăm și o reacție la... în direct. La film, uite cum este înăuntru. Ia să-mi întoarcem să vadă și Ionuț aici. Haideți un pic lângă noi. În secțiune. Ce e, Ionuț? Îți plouă în gură? Da. Vrei și tu niște somon? Da. Păstrăm. Foarte bun. Nu-i problem. Da. Chef Samuel, îți mulțumim foarte, foarte mult și pentru astăzi și abia aștept să te mai întorci pe la noi și să ne gătești frumos, frumos, en France, zeste. Avec plaisir, hein? C'est possible.